fraților, să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Lui prea înalt. Să desem dimineața bunătatea Lui și seara credincioșia Lui. Muzica cântărilor noastre ne dă posibilitatea să ne coborâm în adâncul ființei noastre, în noi înșine, unde de fiecare dată redescoperim înțelepciunea, frumusețea Creatorului nostru. Ne bucurăm, fraților, că Dumnezeu ne ține mereu în iubirea Lui. Dovada este cea mai recentă, este faptul că astăzi a păstrat în noi simțuri vii și chiar ne-a creat condiții să putem veni la întâlnirea cu frații. Mă bucur pentru toți cei care sunteți astăzi aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și consider o binecuvântare pentru mine să fiu astăzi în mijlocul vostru. În drumul nostru spre Canaan, cred că vă amintiți ce înseamnă Canaan, așa-i? Sara Călătorilor Sfinte. Sara Călătorilor Sfinte, așa, mulțumesc. Vă rog să, dacă se poate, să aplicați Exod, capitolul 6 și versetul 4. Așadar, călătoria noastră spre Canaan, spre cetatea sărbătorilor noastre, spre locuința veșnică, cum o numește un profet, este adeseori foarte aspră. Și de lucrul acesta ne-am convins fiecare de pielea noastră proprie. Dar nu ne putem plânge. Nu avem voie să ne plângem. Cântarea 25 zice: Tu, mireasa mielului, pentru ce ai plânge? Ce motive ai să plângi? Că nu te-a forțat nimeni să te înscrii la această armată. Și dacă de bună voie te-ai înscris și ai fost acceptată de către Dumnezeu în legământul Său, de ce te plângi? Hristos este al tău. Nu-ți ia nimeni această nădejde. Și chiar dacă trebuie să treci prin noaptea neagră de păcat și valea plângerii e grea pentru tine, la sfârșit te așteaptă mirele tău, iubitul tău, care nu mai poate suporta să nu-și ducă mireasa, pe iubita lui să o ducă și pe ea în bucurie. Am spicuit un pic din cântarea 25. Noi, fraților, mulțumim că după îndurarea lui Dumnezeu mai suntem încă peregrini de la cetatea Pierzării spre Muntele Sionului. Sau cum să exprima un frate mai frumos, el a numit această cale de la Baca la Beraca, adică de la Valea Plângi, Valea Umbrei Morții, la Valea Binecuvântărilor. Deci aici, dacă se poate afișa doi cronici, 20 cu 26. Așa, după cum știm cu toții, fraților, pe calea aceasta există și bucurii și întristări. Dar sunt foarte puține înălțimile de bucurie și foarte, foarte multe adâncimele de suferință. Și era posibil în drumul nostru să ne fi pierdut sau chiar să fi dezertat de pe câmpul de bătaie. Dacă n-am auzit mereu în urechile noastre asigurarea Domnului, întristarea voastră se va preface în bucurie. Noi nu știm cum se va face lucrul acesta, nici când. Dar știm că se va face, pentru că Domnul nostru ne-a spus că se va face. Și noi îl credem, pentru că El ne iubește cu adevărat.
El nu știe altfel să iubească decât cu adevărat. Dacă vă amintiți de... Și vă amintiți precis de Evanghelia după Ioan, capitolul 13, unde zice că... Și pentru că i-a iubit pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Ce a găsit el oare la ucenicii săi să iubească? Ce găsește oare la noi ca să ne iubească pe tine și pe mine? Fiți siguri, fraților, că dacă vom fi credincioși până la moarte, față de tată, de fiul său, de frate, de toți oameni, El ne va iubi. Domnul nostru ne va iubi și ne va iubi până la capăt. Cea mai teribilă boală care bântuie astăzi planeta și din cauza căreia cea mai mare parte a omenirii suferă este lipsa iubirii. Iubirea sub toate formele ei, așa cum au numit oamenii agape, fileo, storge, altruistă și poate că mai sunt. Iubirea este idealul care există dincolo de lumea gândurilor noastre, dincolo de perdea omenirii noastre omenești. Dumnezeu este iubire. Și noi, oricât de erudiți am fi, oricât de înaintați am fi în ale științei, oricât de cunoscători am fi ai planului lui Dumnezeu și ai caracterului său, nu putem caracteriza iubirea. Ci doar, așa cum ne spune și Oman, putem vorbi despre iubire. Ea este un strop, un strop al cerului care s-a strecurat în inimile noastre. Să o prețuim, fraților. Să trăim în fiecare zi în iubire. Aceasta dorește Dumnezeu de la noi. Foarte puțini oameni astăzi cred lucrul acesta. Foarte puțini. Nu interesează nimic. Deci au devenit din ei în existență și care e rolul lor aici, pe pământ. Lumea încă se mai zbate în război de țesut al timpului. Nu interesează. De atâtea ori ne vine să exclamăm sărmanul om. Ce trist faliment. Am aici o mică poezie pe care am mai spus-o aici, dar e tocmai despre omenire. Dacă îmi permiteți. Acum am mai la început să zic și asta. Tot ce este. Se învălmășesc pe drumul necredinței popoare întregi, cu mersul cadențat, plutind naiv prin lumea neputinței, lipsiți de simțământul conștiinței, se pierd în întuneric și păcat. Dacă încerci să le vorbești de starea în care sunt ținuți de un rebel, oricât de altruistă e abordarea, rămâni imuni, continuându-și calea spre aceeași țintă și același cel. Deși ar da seama omenirea că existența lor pe acest pământ are un nobil scop și că iubirea unui ceresc părinte e gândirea ce și-a descoperit-o prin cuvânt. De a fi mai circumspecți, ar înțelege cum din pământ omul a fost făcut. A fost făcut un chip frumos, primind rangul de rege. Și ascultarea i-a fost sfântă lege, iar Dumnezeu i-a fost pasă și scurt. A fost numit Adam, un nume hărăzit, căci din țărână a fost modelat. Din coasta lui, femeie i-a întocmit. Ea a fost ajutorul potrivit și într-un paradis i-a așezat. Apoi, le-a încercat integritatea, spunându-le porunca să respecte. Dar diavolul, urând divinitatea, mințindu-i, le-a distrus tenacitatea și i-a îndrumat pe căile suspecte. Așa Adam a fost neascultător, căzând într-un păcat universal și suportând blestemul zdrobitor, a fost un pet străin și călător. Prin moarte și-a semnat verdictul său final. Sărmanul om, lipsit de rațiune, cum a ajuns din regiune falit? În Gan Eden,
avea o misiune să se păzească de rebeliune, dar fostul heruvim l-a biruit. În moarte ar fi rămas pentru vecie, de n-ar fi fost iubit de Dumnezeu, care l-a scos din moarte și robie și prin Iisus i-a deschis calea vie spre orizontul noi, spre, din universul său. Iisus venind în lumea păcătoasă ca să răscumpere pe Adam, El a plătit pentru întreaga rasă să fie ispășită și atrasă la binecuvântările lui Abraham. Dar omenirea încă este rece și agitată între țărmuri, ca și marea, insistă în desfrâns să se înnoște în lumea rea în care se trece, disprețuindu-și vremea și chemarea. Poate de ajungea o cântare dacă se poate. Mă simt în sigur.
Ca și el. O, care era perfectă în frumusețe și sigur că a iubit-o. Și cum a iubit-o? Toată viața. Dacă, da, așa este, sigur. Dar fiind amândoi perfecți, ori nu, n-au fost amândoi perfecți. Amândoi, da. A iubit-o cu o iubire perfectă. Nu? Așa gândim. Dar cum e această iubire perfectă? Întrece dimensiunile intelectului nostru. Nu putem gândi până acolo. Aș vrea să citesc un verset din Geneva. Thompson. Asta. Să te descurci. Nu, mă descurc mai greu un pic, dar și eu m-am dus până pe asta, însă pe la sora tăcit. Din capitolul 1, vreau să citesc, versetul 27. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său.
L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Atât corpul Adam, cât și corpul femeii, au fost, credem că au fost țesute cu măiestrie de către Creator. Așa e? Și acum aș vrea să întreb. Deodată au fost făcuți. Deodată au fost făcuți Adam și Eva. Deodată. Surpriză pentru mine că răspundeți așa. Deodată au fost făcuți. Sigur că Dumnezeu care, la care toate lucrurile cu putință, putea să facă pe Eva din pământ să-i sufle suflare de viață și să o aducă la Adam, la om. Dar atunci Adam nu putea spune iată os din osele mele și carne din carnea mea. Nu putea, pentru că nu era din el, că era făcută separat. Da. Însă, așa după cum am citit, parte bărbătească și parte femească a făcut. Creatorul, când a lucrat pe Adam, a lucrat și pe Eva. Dacă a luat-o de acolo. Ea era, Cartea Sfântă ne spune că din om a fost luată. Nu acesta este subiectul și să rămânem liniștiți, indiferent dacă cineva gândește altfel, nu contează, suntem diferiți. Și acum să trec la subiect. Intitulat Unde ne sunt morții? La început de noiembrie, unii oameni își aduc aminte de morții lor mai mult decât în oricare perioadă a anului. Pentru unii este un obicei, pentru alții un prilej deosebit ca să-și demonstreze lor înșiși, cât și altora că n-au uitat de cei dragi care i-au părăsit și care au mers mai devreme pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Păstând momentele de reculegere și împodobind mormântul cu flori, adeseori se întreabă, unde ne sunt morții? Nu ne propunem să vorbim aici de istoria lui Adam, o știm cu toții. Dar drama omului căzut pradă tâlharilor în drumul spre Ierihon este drama întregii omeniri. Și lacrimile ce au brăzdat și încă mai brăzdează fața omului sunt mărturia inefabilă a acestui lucru. La izgonirea omului din paradis, Dumnezeu rostește asupra lui o sentință tragică. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, că din el ai fost luat, că sărână ești și în sărână te vei întoarce. Geneza 3:19. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat la moarte pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, Ioan 3:16. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți, Isaia 53:5. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu pentru că ne-a găsit un Mântuitor. Datorită îndurării sale, Iisus a pus ca zălog în locul lui Adam o viață sfântă, nevinovată și deosebită de păcătoși. Devenind astfel jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii, 1 Ioan 2:2. Toți cei care au ajuns să pătrundă dincolo de învelișul mecanic al lucrurilor au speranța solidă a unei luni dincolo de mormânt, când fiecare om va învia, fie că a fost drept, fie că a fost nedrept. Siguranța învierii este garantată de prețul răscumpărării de cruz de Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus a fost cel din tâi și singurul care în realitate a experiențat învierii din morți. Toate celelalte învieri despre care aflăm din Scripturi, învierea învierea fiicelui la Iair, învierea fiului văduvei din Nain, învierea lui Lazar. Sunt numai treziri temporare la viață pentru a se dovedi puterea divină în învierea morților. Prin faptul că numai Domnul Iisus a înviat, se confirmă
că singur numai El a primit viața desăvârșită, adică viața în sine. Cu privire la aceste lucruri, precum și la întrebarea inițială, unde ne sunt morții, diferențele de opinie sunt destul de accentuate. Unii învață și susțin că îndată ce omul moare, merge fie în cer la fericire, fie în iad la chin. Din această informație putem să înțelegem că, de fapt, nimeni nu este mort. Iar învățătura Scripturii că va fi om viaia dreptilor și a nedreptilor devine absurdă. Apostolul Petru, în cuvântarea sa de la Rusalii, spune cât despre Patriarhul David, să fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fapte 2:29. Și mai amintim un verset, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer, Ioan 3:15. De atâta mii de ani, Pământul a absorbit cu nesat sângele milioanelor de oameni care au trăit sub stăpâniri feroce, despotice și heteroclite. Dar toți aceștia nu au mers de pe câmpul de luptă direct în cer. Când s-a spart vasul de lut în care își aveau existența, fiecare a coborât în locuința morților. Acolo nu te mai necăjesc cei răi. Acolo se odihnesc cei slăiți de putere. Iov 3:17. Astăzi, pe pământul nostru sună mii și chiar milioane de glasuri care nu corespund nici cu o rațiune sănătoasă, nici cu Biblia. Patronii crezurilor își închid enoriașii în văgăunile dure ale fanatismului religios ca să nu-și dilate conștiințele și să prindă licăriri ale frumuseții adevărului. Unde ne sunt morții? Și primim un răspuns. La moarte, cei sfinți se duc în cer. Toți ceilalți merg în purgatoriu pentru curățirea de păcate. Perioada de închidere în acest purgatoriu poate fi de sute și mii de ani, potrivit cu puterea fiecăruia, cu pomenile făcute de rude. Aproape toți creștinii, cu toate dulcile lor oficii, cu apa sfințită, cu liturghiile cele oficiale, sfintele lumini, sfintele locuri de îngropare, fals numite astfel, tot în purgatoriu ajung, pentru că nepregătind un caracter sfânt, nu pot intra în cer până când experiențele dure ale purgatoriului nu le va pregăti inimii. Nu ar fi înțelept din partea noastră, nici timpul nu ne permite să descriem mai mult de aici, nedumerirea însă rămâne. Unde se află acest purgatoriu? Unde am putea afla informații privitoare la el? Filele Cărții Sfinte analizate în amănunțime exclud posibilitatea găsirii unor dovezi cu privire la acest subiect. Ne pare rău pentru cei ce cred astfel. Răspunsul este complet nescriptural. Inimile noastre sunt îngreunate de tristețe aflând că sărmana noastră rasă după atâta progres și civilizație în toate domeniile poate avea un astfel de raționament. Unde ne sunt morții? Această întrebare și un alt răspuns. El vine din partea unor care au protestat împotriva doctrinelor nescripturale, devenind protestanți. Unul din punctele contra cărora au protestat a fost că dânsii nicăieri în Scripturi nu găsesc purgatorul. Au rămas însă la alte două destinații pentru morți. Cerul și iad. Curățirea unei răni este un lucru bun, dar legarea la loc cu același bandaj proliferează infecția și se va dovedi foarte dăunătoare. Teoretic, doctrinele protestante și neoprotestante țin cu Biblia pe de o parte și cu marea masa creștinilor pe de altă parte. Declară că cerul este un loc al perfecțiunii, că acolo schimbare nu este posibilă, că totul se face aici, dar predică și un iad al chinului veșnic. Cu prima informație concluzim și noi, susținem chiar că numai cei curați cu inima, biruitorii, cei ce urmează pe miel, oriunde merge el, vor intra în cer. Cu cea de-a doua, că toți ceilalți vor trebui să suferă chinul veșnic, Biblia nu se unește. Inimile noastre protestează la aceasta, pentru că în atâtea veacuri, cohorte întregi de ființă umane au murit, fără Dumnezeu.
Mințile noastre nu pot cugeta ca aceste creaturi care s-au împărtășit de sentința dată lui Adam. Adică au murit. Vor merge la foc etern. Fără a avea posibilitatea să beneficieze de hotărârea iertării adusă de Iisus. Tot așa nu putem crede că ei ar fi potriviți pentru cer. Dacă suntem siliți sau deci dacă suntem contra purgatoriului, fiindcă este nescriptural, tot la fel demascăm chinul veșnic, tot ca și nescriptural, neadevărat, ilogic, nerezonabil. Biblia declară că toate neamurile Pământului vor fi binecuvântate de Hristos. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă batjocoresc. Mi-aducem aminte de cuvintele Domnului din Matei 5:44. Auzind acest verset, cât iese de curios a cugeta că Dumnezeu va chinui pe dușmanii săi în etern, când pe noi, ca oameni imperfecți, ne îndeamnă să iubim. Cere Dumnezeu de la noi mai mult decât oferă El creaturilor sale. Ce spune Biblia în acest sens? În Eden, Dumnezeu a zis cu autoritate părinților noștri, în ziua în care vă mânca din pom, vei muri negreșit. Geneza 2:17. Șarpele a zis femeie, hotărât că nu veți muri. Să observăm că mare majoritatea creștinilor dau crezare minciunii lui Satan, refuzând adevărul lui Dumnezeu, susținând că morții sunt mai vii ca înainte. Eclesiastul Solomon, cercetând acest domeniu, spune cei vii în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Eclesiastul 9:5. Scriptura este autorizată a ne spune că morții, după plecarea lor de pe pământ, nu experiențează nici bucurie, nici întristare. Ei n-au nicio idee despre ce se întâmplă sub soare. Această stare va dura până la deșteptarea lor din somn, la înviere. Învierea morților va fi minunea. Dacă chinul veșnic ar fi fost pedeapsa pentru păcat, atunci răscumpărarea l-ar fi costat pe Domnul acela preț. Prin aceste lucruri pe care le susținem, nu vrem să dovedim că nu avem responsabilitate, orică nicio pedeapsă nu se va primi pentru vinovății. O dreaptă răsplată va fi pentru fiecare om. Atât pentru binele, cât și pentru răul pe care l-a făcut, câtă vreme a trăit în trup. Fiecare păcat înfăptuit aduce după el degradare. Iar pentru recâștigarea poziției inițiale va fi nevoie de pedepse. Astfel, fiecare individ poartă o responsabilitate prezentă pentru felul în care își trăiește viața pe care a primit-o în dar de la Dumnezeu. Unde ne sunt morții? Ei se află în zărna Pământului, unde așteaptă învierea. Fie numele Domnului binecuvântat.